deja am avut ocazia de a spune că a crea valoare este baza a oricărei succes comercial. Dar când vine vorba de relații interpersonale, cele de zi cu zi, știm cum să creăm valoare? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că capacitatea de a se relaționa cu ceilalți într-un fel pozitiv este baza a oricărei performanță, asta e tema de astăzi. Când e vorba de a crea valoare, eu deja am spus că la nivel comercial înseamnă să ajuți pe oamenii sau să rezolvi o problemă sau să-i sprijini în atingere unui obiectiv. De un punct de vedere filozofic, asta e valabil și pe plan personal. Pe de altă parte, nu este mereu clar care este obiectivul unui om sau ce problemă poate să aibă. Și atenție, uneori, cum fac mulți, a da sfaturi sau a te baga în viața altora, nu este mereu perceput ca ceva pozitiv. Din păcate, știm și noi, sfatul e acel lucru pe care înțeleptul nu are nevoie și prostul oricum nu ascultă. Și mereu intră în joc aspectul cine ești tu să mi spui mie ce am de făcut. În fine, toată o serie de aspecte diferite. Deci, cum să creăm valoarea în relațiile noastre interpersonale și cum să creăm valoare în viața altora, în așa fel să avem noi parte din aceeași valoare. Eu cred că singurul parametru de verificat este felul în care lăsăm lumea. Acum câteva zile am vorbit despre vampirii energetici, despre oamenii pe atunci când îi întâlnim, după doar câteva minuți ne simțim epuizați din negativitatea lor, din critici, din felul de a te descuraja, adică din multe feluri în care ei te mănâncă energia. Și chiar simțim instinctiv că mai bine stăm departe de oamenii ăștia. Ce nu a spus și care poate fi deranjant, că de multe ori noi suntem cei care se poartă, poate inconștient, ca niște vampiri energetici. Deci, în momentul în care eu vorbesc cu altcineva, ar trebui mereu să mă întreb ce efect energetic are o anumită afirmație, o anumită apreciere, o anumită critică. Adică, de multe ori acționăm instinctiv, de multe ori nu ne dăm seama de efectul pe care cuvintele au. Eu am spus de multe ori și asta e o temă pe care eu apes mereu despre conceptul de focusare asupra pozitivă, adică ceea ce eu cred într-adevăr că este gândirea pozitivă. Gândirea pozitivă, deja am spus, nu este tot e bine, tot e frumos. Înseamnă pur și simplu a te focusa asupra ce se poate, asupra potențial. Bine, eu cred că metoda cea mai bună de a adăuga valoare în viața altora, fără să fim invadăm spațiu sau fără să ne bagăm în poziție de superioritate, este tocmai de a ajuta pe oamenii în a se focusa asupra ce pot, asupra partea pozitivă. Eu cred că e metoda cea mai bună pentru a ridica energia altora și, cum am spus de alte ori, în momentul în care reușim sau ridicăm energia celorlalți, ridicăm și pe a noastră. O zi bună în continuare!